Bună seara, sunt Narcis Laju și vă spun regăsit la, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Panoul de Onoare. Politicienii români și mai cu seamă politicienii gojeni sunt fără îndoială printre cele mai abjecte ființe umane, iar politica devine printre cele mai abjecte îndeleniciri ale omului. Numai departe de săptămâna aceasta am văzut pe televizoarele din casele noastre că Victor Ponta e pe punctul să se alieze cu Dan Iaconescu. În 2012 vă amintiți cu toții că premierul României a fost la un pas de a fi scos în afara vieții politice chiar de Dan Iaconescu. Vă amintiți cu toții cum Târgu Jiu a fost împânzit în campania electorală din decembrie 2012 de sute de ciudați, unii spun agenți ai serviciilor secrete, alții spun câte și mai câte. Ciudați veniți aici ca să îl monitorizeze pe Dan Iaconescu, să îi găsească un nod în papură, să dovedească că dă mită electorală. Vă amintiți câți bani s-au cheltuit atunci, ce eforturi s-au făcut, mult mai mari ca în proaspăt încheiata campanie electorală, pentru că încă o dată în joc era viitorul politic al prințișorului Victor Ponta. Dacă atunci Dan Iaconescu îl făcea pe Ponta cum îi venea la gură, iar Ponta, Cârciumaru și Călinoiu la fel se adresau lui Dan Iaconescu, săptămâna aceasta cele două tabere și-au adresat pe față, în văzul nostru al tuturor, vorbe de iubire și se pregătesc să ne conducă pe noi, muritorii de rând. Ca să intrați mai bine în atmosfera din 2012, o să vedem în continuare un material video cu Florin Cârciumaru vorbind simpatizanților PSD despre Aurolace, adică despre Dan Iaconescu și ceilalți membri ai PPDD. Materialul, vă rog. Pe mine unul, și sunt sigur că și pe dumneavoastră, vă doare sufletul când vedeți că doi indivizi aterizați de la București în orașul nostru ne ponegresc orașul, că ne-au făcut că noi târgujenii suntem săraci, suntem niște nenorociți, că n-am mai văzut brad, că n-am mai văzut spectacole până la au venit ei la Târgu Jiu. Vreau să vă spun că fac campanie de o lună de zile. De unde am mers în campanie, 99% dintre târgujieni, fie din Colegiul 5, fie din Colegiul 6, pe lângă problemele zonei pe care mi le-au ridicat, m-au rugat să scap orașul de mizeria la care este supus de cei doi seară de seară, noapte de noapte. Toată lumea este supărată, toată lumea este mâhnită. În momentul de față primiți telefoane de la copii, de la nepoți, de la prieteni, mamă, tată, bunică, ce se întâmplă cu voi acolo? Chiar așa de sărași sunteți? Chiar așa de nenorociți sunteți? N-aveți ce mânca? Devine un individ și vă dă biscuiți pe insuliță? Și câte și mai câte? Sunteți atâția care nu meritați bătaia de joc, nu meritați jignirile pe care le aduce acest individ. Merită să-l scoateți afară din oraș, să-l scoatem prin votul nostru, prin votul nostru să-l scoatem duminică să plece. Cât să-i mai aprobăm, fraților? A terorizat insulița, a terorizat orașul, v-a terorizat pe toți. Nu se mai poate! Nu se mai poate. Ce ne poate oferi acestui oraș o șansă? Acel individ care minte cu nerușinare, poate va... suntem între noi. Orice om mai minte în viață, pentru că asta este, face și minciuna parte din viață, dar la așa ceva nu, n-ați văzut până acum. Nu se poate. Exact ce spusăreți. Uitați-vă cine este strâns în jurul lui Dan Iaconescu. Nu este frumos că folosim acest cuvânt, aurolaci, dar ăsta este adevărul. V-
Vreți să ne conducă orașul Aurolacii? Vreți să ne conducă orașul oamenii de cea mai joasă speță? Nu cred că vreți acest lucru pentru nepoții și ora. Revenim în direct, ca să folosesc cuvintele primarului Cârciumaru. Am văzut cu toții, de săptămâna viitoare, nu doar că Aurolacii și oamenii de cea mai joasă speță vor conduce și parte din oraș și din județ, având în vedere alianța pe care Călineu și-o dorește din tot sufletul la Consiliul Județean, ci însăși această țară, pentru că se vehiculează ca partidul lui Dan Diaconescu să primească mai multe posturi de miniștri. Deci, îl vom vedea pe Cârciumaru cu mapa în mână, așteptând cu minte și umil la ușa unui ministru aurolac. Dacă cineva poate să mă contrazică în momentul în care eu spun, apăsat, că politicienii din Gorj și din România au ajuns printre cele mai abjecte ființe umane și că politica a ajuns printre cele mai abjecte ocupații ale omului, să intre în direct sau să trimită SMS la unul din numerele afișate pe ecran. În continuarea emisiunii o să-mi permit să dau citire unor pasaje dintr-un editorial apărut astăzi în cotidianul Panduru. Problema Gorjului nu este faptul că este un județ roșu, ci că este condus de oameni extrem de limitați, fără viziune, care nu pot contribui la dezvoltarea acestui județ. Nu-i mai suspectez de mult pe Călinoiu și pe Cârciumaru că nu vor. Pur și simplu nu pot. Și când mă uit ce tineri a promovat PSD în Gorj, de la prefectul Văcaru, vicepreședintele Florescu și până la zăbăucii trimiși prin ministere, mă apucă plânsul. Dolju e tot un județ roșu PSD, ba chiar mai roșu decât Gorjul, dacă e să ne uităm la scorul politic de la cele mai recente alegeri. Și totuși, la Dolj, primărița Craiovei este tânără, are ambiții mari, pare că știe să le ducă la bun sfârșit. Iar Ion Prioteasa, președintele la Consiliul Județean Dolj, pune și el umărul. Primărița Craiovei vrea să facă din orașul ei capitală culturală europeană în 2020, folosindu-se de brandul Brâncuș. Iar Călinoiu și Cârciumaru îi țin trena, fără măcar să ia în calcul faptul că și-ar fi putut propune ei asta pentru Târgu Jiu. Pentru că Brâncuș este gorjan și pentru că aici, la Târgu Jiu, a lăsat cele mai de preț opere ale sale. Un muzeu în aer liber, unic în lume, cu care un primar deștept ar aduce miliarde de euro. Iar un primar cu oarece sclipiri ar face măcar niște sute de milioane de euro pentru această comunitate. În schimb, Călinoiu și Cârciumaru nu fac decât să-i dea dreptate lui Brâncuș, cel care a spus cândva, v-am lăsat proști, v-am găsit și mai proști. Și proștii nu sunt ei, ci noi toți, cei care avem drept de vot. Călinoiu este de 18 ani în fruntea județului Gorj, Cârciumaru conduce primăria de 14 ani. Când e vorba de Brâncuș, nu se pot lăuda cu nimic. Multe vorbe, câteva proiecte și atât. Cred că cei doi nici măcar nu-și dau seama cât rău fac acestui județ. Încremenit atât economic cât mai ales cultural. Sunt mulțumiți că reușesc să-și menuiască alegerile odată la 4 ani sau chiar mai des. Probabil cred sincer că alții mai buni ca ei nu sunt, doar pentru că s-au înconjurat de mediocritate. Sigur, știrea săptămânii este că Consiliul Județean Craiova tocmai a obținut aprobare pentru un proiect de 7 milioane de euro, bani cu care va realiza un muzeu la Craiova. Cu o zi înainte, marți, Senatul României respinsese o lege prin care la Târgu Jiu ar fi urmat să se realizeze un muzeu Brâncuș. Iată, încă o dată Craiova dă înainte, noi continuăm să stăm pe loc. Interesant este și modalitatea în care au ales cele două județe să își împlinească acest deziderat cultural. Dacă Dolju a accesat programul operațional regional 2007-2013, a venit cu cofinanțare de 4 milioane de euro și a mai primit restul de până la 7 milioane de euro bani europeni, Cârciumaru și Călinoiu s-au dus în Parlament cu o lege, cu un text făcut pe genunchi, care nici nu avea cum să
treacă vreodată și să fie aprobat vreodată de cele două camere legislative, dar despre asta vom discuta în amănunt în continuare. În cele ce urmează, o să vă dovedesc, fără putință de tăgadă, că premierului Ponta nu-i pasă nici măcar de Brâncuș, dacă de noi, gorjenii de rând, avem certitudinea că nu-i pasă nici când negru sub unghie, în seara asta, toată lumea se va dumiri că n-are nicio apăsare Ponta nici măcar în ceea ce îl privește pe titanul sculpturii moderne, Constantin Brâncuș. Ca să abordăm lucrurile cronologic, o să citesc câteva repere temporale, mă refer la niște declarații ale primarului Cârciumaru, legate de înființarea Muzeului Brâncuș la Târgu Jiu. 26 aprilie 2012, Gorj Domino. În parcul central, unde este în prezent sediul centrului Brâncuș, vrem să amenajăm un muzeu dedicat marelui sculptor, a declarat Cârciumaru. 20 februarie 2013. Suntem în momentul în care mai avem puțin până obținem în totalitate finanțarea unui proiect prin care vom amenaja într-un imobil frumos în Târgu Jiu, Centru de Informare Documentară Constantin Brâncuș, și în imobilul în care acum funcționează centrul să amenajăm cu posibilitățile noastre, costuri reduse, un muzeu Brâncuș, a subliniat Cârciumar. Am citat din Impact în Gorj, 20 februarie 2013. 4 iulie 2013, Gorj exclusiv. Urmează să amenajăm un muzeu pentru Brâncuș. Noi deja avem muzeul la Târgu Jiu. E vorba de muzeul de artă din Parcul Central. După ce clădirea nu a mai aparținut PCR-ului, pe la începutul anului 90, a devenit casa unde funcționa Fundația Brâncuș. În această încăpere am amenajat spații pentru marele sculptor, urmând să facem numirea oficială a muzeului Constantin Brâncuș. Iată că la un an distanță, Cârciumaru nu mai face muzeu în clădirea centrului Brâncuș, se mută în fosta casă a lui Ceaușescu. 4 iulie 2013, Impact în Gorj. Domnul Cepui mi-a spus că nu e nevoie de o nouă clădire pentru muzeu, pentru că există în oraș muzeul de artă, care în urmă cu mulți ani a funcționat ca muzeul al lui Brâncuș. Am ajuns la concluzia că pe viitor acolo putem să organizăm foarte bine muzeul de artă Brâncuș, a declarat încrezător Cârciumaru. 26 august 2013, Gorj TV. Actualul muzeu de artă să fie declarat Muzeul Constantin Brâncuș. Atenție! Pe parcurs, în funcție de bani, vom încerca pe un concurs de idei să construim un muzeu care prin arhitectură să reprezinte cu adevărat pe Constantin Brâncuș. Deci, dacă doljenii găsesc 7 milioane de euro să facă o chestie sănătoasă și frumoasă de la zero, noi facem țigănii, ne cârpim, facem Muzeul Brâncuș în fostul muzeu de artă și prin spatele lui, dacă o fi și dacă o păți cândva și dacă s-o putea, mai facem încă ceva, o anexă. 20 februarie 2014, Impact în Gorj. Avem de notat, mai ales în preocupările pe care noi le avem de a construi la Târgu Jiu Muzeul Brâncuș și tot în clădirea respectivă să avem un institut de cercetare a vieții și operii lui Brâncuș, a declarat Cârciumaru. Iată, s-a angajat să facă nu doar muzeu, ci și institut Brâncuș. V-am dovedit prin extrase de presă că de cel puțin 2 ani Cârciumaru se laudă că face Muzeul Brâncuș la Târgu Jiu. Hai să vedem și niște materiale video cu declarațiile dânsului, dacă e posibil să rulăm materialul numărul 1. Muzeul Național de Artă și Muzeul de Artă din Craiova, unei părți din bunurile din colecția Constantin Brâncuș. Instituția va fi amenajată în Muzeul de Artă din Târgu Jiu, urmând ca această locație să rămână până când se vor găsi fondurile necesare pentru construirea altei clădiri. Actualul Muzeu de Artă să fie declarat Muzeul Constantin Brâncuș. Pe parcurs, în funcție de bani, vom încerca pe un concurs de idei să construim un muzeu care prin arhitectură să reprezinte cu adevărat pe Constantin Brâncuș. Dar pe moment, fără bani, trebuie să ne descurcăm și trebuie să găsim soluție. Și revenim în direct. Ați văzut angajamentul public luat de Cârciumaru în august 2013 legat de înființarea Muzeului Brâncuș. Înțeleg că avem un
telefon. Bună seara! Alo, să trăiți numai bine! Vă ascult! Dom'le, nu știu ce e mai interesant. Un câine sau un om în curci? Fiți mai explicit, vă rog. Păi văd că protejarea e mai mare a câinului decât a omului. Sau a muzeilor, sau a stadionilor de fotbal, sau a altor stadioane ce mai fac ei din gurjul ăsta. Lumea moare de foame în gorș și noi facem stadioane, facem muzee, facem biserici, facem gânale cu tâne. Dumneavoastră nu puteți să evaluați corect, dar punerea în valoare a lui Brâncuș ar putea aduce, v-am citit și un alt coleg de la Pandur, milioane de euro. Ar putea aduce zeci de mii de turiști anual care să-și cheltuie banii aici, pentru că Brâncuș e unul singur. Și Brâncuș, la noi în Gorj. La noi în Gorj, da, dacă am avea conducători de valoare. Nu vine nimeni. Păi nu vine, domnule, că n-are pe un să ajungă în Gorj, că vedeți că lucrăm la un drum de la Rovinan la Sadu din 2007, da? Și ca fapt divers, Dicotu a făcut ieri o arestare, Dragoș Talianu, e unul dintre constructorii care participă la realizarea acestui drum. Așa, dați-vă seama. Era revoluție. Și până acum, care sunt partidele care l-au mers la guvernat? Nu știu dacă are sens discuția asta, deci, pentru că toate sunt la fel. Toate partidele au trecut pe la guvernare și toate partidele sunt la fel, după cum s-au dumirit toți românii. Da. Bun, vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră, o seară plăcută. Să rulăm al doilea material video cu o declarație a primarului Cărciumaru din aprilie 2014. Ocuparea a doi deputați, de doi știu eu, dar sunt sigur că au fost cei doi ajutați și de ceilalți. Este vorba de domnul deputat Weber și de domnul deputat Udriște, care este din județul nostru. Amândoi s-au implicat să obțină și sunt sigur că vor obține bani pentru a construi la Târgu Jiu muzeul Constantin Brâncuș. Sigur, primăria Târgu Jiu plătește foarte mulți bani pe astfel de emisiuni în care primarul Cărciumaru și directorul primăriei trebuie să spună ceva. Trebuie să se laude, să ia mințile gorjenilor ca să ajungă să voteze astfel de oameni la infinit. Ei, nefăcând aproape nimic pentru oraș, sunt nevoiți să mintă. V-am arătat minciuni din august 2013, minciuni din aprilie 2014. Hai să vedem și al treilea material, tot cu distinsul primar Cărciumaru. Dar la ora la care vorbim, parlamentarii de Gorj, în frunte cu domnul Weber și cu domnul deputat Udriște, care este gorjan de-al nostru, au luat această inițiativă și că lucrează la un proiect prin care să se construiască la Târgu Jiu un muzeu Constantin Brâncuș. Am stabilit cu ei și locația. Unde e anume? Lângă actualul muzeu de artă din Parcul Central. Trebuie să mai atașăm, practic, prin construcția, prin investiția nouă, să mai atașăm încă un corp. Deocamdată nu există un proiect al muzeului și nu se cunoaște valoarea finanțării. Se lucrează, nu pot să vă spun cum va arăta proiectul și în momentul în care știm proiectul, va fi proiectul gata, putem să știm și cât va costa. În urmă cu... Da. În județele sănătoase la cap, nu e cazul județului Gorj, există echipe de lobby care reprezintă acele județe la București. Într-o echipă de lobby e normal să fie măcar o parte din cei 11 parlamentari care reprezintă astăzi Gorjul la București și care consumă zeci de miliarde anual. Ar fi normal să fie premierul gorjean, în ghilimele, Ponta. Ar fi normal să fie prefectul școlit la Casino Văcaru, ar fi normal să fie secretarul general adjunct din Ministerul Justiției Teodorescu și multe alte capete luminate. Din păcate, acești tovarăși își văd doar de interesele proprii și în momentul de față nu există nicio echipă de lobby coagulată la nivelul județului Gorj. Vă voi face o dovadă infailibilă în cele ce urmează. Am în față niște documente listate de
pe site-ul Senatului României. Senatul, marți, acum două zile, a respins proiectul de lege care ar fi trebuit să ducă la ființarea muzeului mult trâmbițat de primarul Cărciumaru și în continuare vă voi arăta în ce condiții s-a respins acest proiect de lege. În primul rând a fost foarte prost făcut. În al doilea rând, pe Ponta nu l-a interesat nicio secundă soarta acestui muzeu, după cum niciodată nu l-a interesat soarta lui Brâncuș în cei 10 ani de când ne reprezintă ca deputat de Târgu Jiu în Parlamentul României și aceste lucruri ies clar din documentele de față. Mai exact, pe 25 martie 2014, Senatul României a luat în dezbatere, în plen, pentru prima dată, acest proiect de lege. Toate bune și frumoase la momentul punerii în discuție a acestei legi. Adică, vă citesc din stenogramul. Proiectul de lege primise aviz favorabil de la Consiliul Legislativ, de la Comisia pentru Buget Finanțe, de la Comisia pentru Administrație Publică, de la Comisia pentru Cultură, toate și de la Comisia pentru Media. Toate aceste structuri, cheltuind foarte mulți bani publici, pierduseră ore în șir, zile, să dezbată proiectul de lege și toate îl aprobaseră fără nicio obiecție. Ce se întâmplă pe 25 martie, în plină ședință de Senat? Vine doamna Irina Sanda Marin Cajal, subsecretar de stat în Ministerul Culturii, și face praf proiectul de lege, spunând că e ilegal, că nu are niciun sens, și spune textual, Ministerul Culturii nu susține adoptarea acestei propuneri legislative. Sigur, colegii din Senat își permit să spună, de pildă Georgica Severin, să întrebe ce a păzit Guvernul României până acum de nu și-a formulat un punct de vedere. De ce vine un punct de vedere atât de tardiv după ce proiectul de lege fusese avizat de toate aceste comisii? Redau textual din alocuțiunea domnului Georgica Severin. Până la data redactării prezentului raport, Guvernul României nu a formulat un punct de vedere față de această propunere legislativă. Deci este prima dată când și noi aflăm acum punctul de vedere al Guvernului. Senator Dumitru Oprea, guvernul atât de serios a tratat un subiect atât de sensibil și a apropiat de orice român. E jenant că nu s-a exprimat până acum un punct de vedere. Ilie Sârbu, socru premierului Ponta, ce cere în această ședință? Dați-mi voie să fac propunerea asta, să se retrimită la comisie. Deci să se piardă iar timp să se trimită la Comisia de Cultură, care nu găsește nicio hibă în proiect. E într-adevăr un subiect care merită mai multă atenție. Am văzut și argumentele Ministerului, sigur, sunt și argumentele inițiatorului și într-o săptămână cred că se poate face. Senator Sorin Roșca Stănescu, noi în comisie am dezbătut temeinic această propunere legislativă. Și ne-am pronunțat în comisie. Și dacă nu mă înșel, ne-am pronunțat în unanimitate. Deci nu putem acum, fiindcă vine cineva de la guvern, care n-a venit când trebuia să vină și să explice nu știu ce, să se schimbe întreaga viziune, pentru că vrea cineva. E inadmisibilă o asemenea procedură. Exact ce vă spuneam, oameni buni. Dacă exista la Gorj o echipă de lobby, acest proiect legislativ era făcut corect, Ponta trimitea ca premier punct de vedere la timp și nu se mai ajungea la atâtea tergiversări și nu se mai ajungea ca în cele din urmă proiectul de lege să fie respins. Întors proiectul la Comisia pentru Cultură și Media, este dezbătut din nou pe 8 aprilie și această comisie dă aviz de respingere. În condițiile în care subordonatul din guvern al premierului Ponta, ministrul maghiar Kelemen Hunor, relevă, citesc, că propunerea
legislativă în discuție ridică o serie întreagă de probleme de natură juridică. Sigur, discuția comportă și alte aspecte. Nu știu cât de interesat ar fi un ministru maghiar să ne consolidăm noi la Târgu Jiu identitatea culturală. Dar dacă Ponta atâta minte are și pune un maghiar la cultură, nu prea mai rămân multe lucruri de comentat. De altfel, Hunor indirect îi dă și o palmă primului Ponta, spunând un lucru esențial. Înființarea de muzee a fost reglementată până în prezent nu prin legi, ci prin hotărâri ale guvernului. Oameni, dacă Ponta voia cu adevărat un muzeu Brâncuș la Târgu Jiu, ajungea să dea o hotărâre de guvern. Dar au ales calea dificilă și aproape imposibilă a elaborării unei legi. Oare de ce colegii de la Craiova n-au avut nevoie de o lege ca să înființeze un muzeu? Oare de ce au accesat fonduri europene? Oare de ce s-au adunat proștii doar în vârful Gorjului? Oare de ce nu mai scăpăm de ei? Iată, deci, dovada că Ponta tratează cu indiferență până și pe Brâncuș. Până în ultima fază de dezbatere parlamentară a acestui proiect, guvernul a refuzat să emită un punct de vedere, deși era obligat, iar când l-a emis, în ceasul al 12-lea, guvernul Ponta a fost împotrivă. Colegii de la Panduru au întrebat astăzi niște somități locale despre situația asta. Craiova are muzeu Brâncuș de 7 milioane de euro, noi nu avem nimic. Avem nămol prin Parcul Central. Ce au răspuns? Ciprian Florescu, copia fidelă a lui Ion Călinoiu, cu amendamentul că nu e agramat, dar vorbește, folosește același limbaj de lemn, inutil pentru acest județ, efect benefic zero. Ce zice Ciprian Florescu? Autoritățile locale au făcut enorm pentru promovarea lui Brâncuș și pentru promovarea județului. Atenție, oamenii, nici nu-și dau seama că de fapt nu fac nimic. Nu există simpozion în ultimii ani, nu există conferințe pe tema lui Brâncuș la care să nu fie invitate vârfurile în ceea ce privește critic sau analist vis-a-vis de operele lui Brâncuș, spunea Florescu. Vă invit, oameni buni, să vă duceți la aceste simpozioane. De fapt, sunt niște parastase organizate de două ori pe an în sala maură a Palatului Administrativ. Acolo sunt în mare parte invitați niște oameni de cultură scoși din orice circuit cultural, care nu contează, care vin, citesc niște referate de ani de zile, aceleași referate, care nu schimbă nimic modul în care involuează Brâncuș la Târgu Jiu, pleacă și se întorc chiar după jumătate de an. Am spus-o de nu știu câte ori, la astfel de manifestări ar trebui invitate persoane vii, angrenate în viața culturală națională, personalități care să devină ambasadori ai Gorjului și care să promoveze județul. Nu trebuie să chemăm la aceste simpozioane brâncușana niște asistați sociali care vin pe aici, pe la hoteluri, mănâncă, bea, pleacă și uită unde au fost. Prefectul de Gorj, Alin Văcaru, băiatul de la Casino, zice așa: trebuie să facem și noi aici Muzeul Brâncuș, pentru că aici sunt operele sculptorului. Așteptăm motivarea pentru a vedea cauzele respingerii proiectului. Nu înțeleg cum tovarășul Văcaru de la Casino, care printre alte surse de informații are Serviciul Român de Informații, nu are motivarea, în timp ce un umil ziarist a obținut-o și v-a și prezentat-o. Încă o dovadă că prefectul e deconectat total de la problemele reale ale acestui județ și că nu știe nici măcar ce se întâmplă cu Brâncuș. Doru Strâmbulescu, director interimar la Centru Brâncuș. Atenție, în februarie, Adina Andrițoiu, cea care a spălat cu jet sub presiune Poarta Sărutului și-a dat demisia, forțat, și de atunci Strâmbulescu e interimar. Întrebarea e câte luni sau câți ani îi trebuie lui Cârciumaru să organizeze un concurs la Centrul Brâncuș. Și de ce păstrează acest interimat în fruntea acestei instituții esențiale?
Referindu-mă la Strâmbulescu, trebuie să vă spun că comparativ cu predecesorii săi am constatat un progres. În timp ce Andrițoiu, Ovidiu Popescu, Teodora Ciobanu, Buliga și alții au făcut în mare parte doar rău, Strâmbulescu n-a făcut nimic, absolut nimic, și iată progresul. Deci e ca și cum centrul în Cluj s-ar fi desființat și, ne făcând rău, mergem înainte. Ce zice Strâmbulescu? În România, Brâncuș are nevoie de mult mai mult decât de centre de informare. Are nevoie de o instituție academică. Trebuie să existe un institut Brâncuș care să facă cercetare fundamentală și promovare națională și internațională. E ca și cum noi, care nu suntem în stare să asigurăm trei ghizi măcar, că n-au nici în momentul de față niciun ghid la centrul Brâncuș, am avea pretenția că, domnule, noi nu avem nevoie de ghiz, avem nevoie de o navetă spațială cu care să se plimbe turiștii care vin la Târgu Jiu. E o abordare total neconstructivă, care dovedește situația anacronică din fruntea centrului Brâncuș. Continuăm în aceeași notă, pentru că am mai avut o năzbâtie zilele astea, o nouă poziție publică a scriitorului Stănchescu, care ține Morțiș să aducă în România osemintele sculptorului de la Paris. În momentul de față, județul Gorj, neavând în poziții publice oameni de cultură vii, care să știe despre ce vorbesc și care să se poată exprima clar, a fost posibil ca acest Stănchescu să ponegrească numele lui Brâncuș deja de vreo 3-4 ani cu această tâmpenie, că trebuie aduse osemintele sculptorului de la Paris la Târgu Jiu, în condițiile în care demersul e total cretin din start, din mai multe puncte de vedere. Sub racla în care se află osemintele lui Brâncuș mai sunt înhumate încă 3 persoane. Deci de la moartea lui Brâncuș, sculptorul a fost deja deranjat de 3 ori. Stănchescu vrea să-l mai ridice cripta odată, vrea să-l urce pe Brâncuș în avion, să-l aducă pe aici. O să vă arăt cum arată mormântul mamei lui Brâncuș la Hobița, dacă se poate fotografia numărul 6, să o vadă stimații telespectatori. Dacă mă aude regia. Fotografia numărul 6. Iată. În Gorjul contemporan, la Peștișani, mormântul Mariei Brâncuș, celei care îi datorăm prezența pe acest pământ a creatorului Constantin Brâncuș, arată în halul ăsta. Boschies, nici nu se cunoaște unde e mormântul, oameni buni, mi-am permis eu să fac un chenar cu roșu. Vă dați seama ce nenorociți au fost în ultimele decenii în fruntea culturii, în Gorj, dacă nu s-au îngrijit nici măcar de mormântul mamei lui Brâncuș. Am scris acum un an de zile că nu sunt în stare să-și repare nici măcar scara pentru handicapați de la intrarea în Direcția de Cultură și în Centrul Județean de Creație și n-au făcut-o nici până acum. Ăștia sunt oamenii, Cârciumaru și Călinoiu, unii mai în vârstă, alții mai tineri, oameni de nimic. Uitați-vă cum arată mormântul mamei lui Brâncuș. Stănchescu delirează de ani de zile că trebuie adus alături să se umple de boscheți și mormântul lui Brâncuș. În echipa primarului, în echipa lui Călinoiu, nefiind oameni de cultură, da, suficient, nimeni nu s-a opus coerent acestor tâmpeni. Foarte chilar a fost ce s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, după ce Stănchescu a amenințat că va candida la primăria Târgu Jiu împotriva lui Cârciumaru.
Cârciumaru și-a convocat pupincuriștii din presă și i-a îngrămădit într-un studio de televiziune să-l ponegrească pe Stănchescu. Și o să vedeți în continuare cum marele om de cultură, mare în ghilimele, firește, Țopescu, care e atât de mare încât nu i-a apăsat niciodată cu adevărat de ce s-a întâmplat în acești ani cu Brâncuș, ca să intre și el la rândul în grațiile primarului, să primească și el o comandă, un ban grămadă, îi spune realizatoarea emisiunii nici mai puțin că Stănchescu ar trebui eutanasiat sau ceva mult mai grav și mult mai urât. O să vedeți în continuare materialul numărul 4. Bun. Discutam cu domnul Călugărița și cu domnul Pigui. Trebuie să luăm atitudine împotriva acestui individ, personaj creat în laborator, care, să mă ierte Dumnezeu, acest individ ar trebui sterilizat. De ce spun? Pentru ca generațiile următoare să nu mai sufere sau să nu mai aibă urmări cum ceea ce se întâmplă acum. Am înțeles. Ce vreau? Marele om de cultură Țopescu instigă la sterilizarea unei ființe umane. Lucru care nu l-au făcut nici nemții cu evrei. Dar avem o premieră mondială, Țopescu cere la TV sus sterilizarea unei ființe umane, iar realizatorul nici mai puțin spune am înțeles. Este incredibil, e ca la Târgu Jiu. Ați văzut colegii din presă cum râdeau și mai aveau un pic și ovaționau pe Țopescu, mulțumiți de propunerea lui. Avem și un al doilea material cu același ilustru om de cultură, material numărul 5, vă rog. Nu, iar premierul și el a fost prins și el în perioada de campanie, a venit acest impostor cu tricolorul pe piept și cu scrisul ăla pe burtă și ce a zis, uite, hai să facem. Și premierul a zis, da, vom studia. Dar nu trebuie să-l mai băgăm în seamă. În primul rând trebuie sterilizat, asta trebuie făcut. Am înțeles. Bun, deci încă o dată trebuie sterilizat, distinsa realizatoare, repetă, am înțeles. Mă întreb cam ce amendă ar da CNA-ul dacă ar vedea imaginele astea, că, de exemplu, patronul dânsei tot sună oameni care crede el că ar conduce sau m-ar influența pe mine sau ar conduce televiziunea asta, să amenințe că nu știu ce plânge și nu știu pe unde face. Păi eu zic să se uită la televizorul lui întâi și pe urmă să-mi transmită mie amenințări, că e mult mai bine așa. Legat de această chestiune a aducerii osemintelui Brâncuș în România, acest Stănchescu l-a prins pe premierul Ponta în campania electorală din 2012 undeva pe holurile prefecturii și fiind și niște ziariști cu camerele deschise de față, Ponta, fiind un om cu substanță culturală spre zero, i-a promis instantaneu lui Stănchescu că va face totul pentru a aduce osemintele lui Brâncuș la Târgu Jiu. Și mai mult decât atât, Ponta a angajat guvernul României în această inepție, adoptând la începutul lui 2013 un memorandum cu tema unele măsuri pentru repatrierea osemintelor sculptorului Constantin Brâncuș. Ponta a alocat 900 de milioane de lei vechi ca să plătească niște avocați cu misiunea de a aduce osemintele lui Brâncuș în țară. O mare tâmpenie. Iar acest act normativ era adoptat după ce pe TV Sud fusese acea campanie în care Stănchescu mai avea un pic și era sterilizat. Ce a făcut Ponta cu cele 900 de milioane alocate pentru avocații însărcinați să-l aducă pe Brâncuș în țară, vă povestesc după pauza publicitară.